Vorbim de un regim de dictatură, un regim de autoritate, dar vedeți că și dacă au fost situațiile acestea în care, într-adevăr, el poate, au fost multe chestiuni deplasate, deci, practic, viețile oamenilor n-au mai contat în aceste rațiuni, așa numite rațiuni de stat. Dar, la răuță, a fost contramandat acel ordin de lichidare a sa, tocmai de Nicolae Ceaușescu. Și de ce? Aici ar spune, nu sunt nici pro, nici, adică nu e un discurs pro domo, dar Ceaușescu a cântărit foarte bine ce risc exista pe relația cu Statele Unite. Și atunci, în acest raport câștig-pierdere, a gândit că mai bine ar fi să-l lase pe Răuță în pace decât să riște o deteriorare a relațiilor cu americani. Și a luat decizia de a opri un proces care deja fusese demarat. Și probabil că Răuță a sfârșit-o prost. Constantin Răuță mi-a mărturisit că s-a simțit de două ori vizat de tentative de asasinat. De fapt, au fost două tatonări. Iar un anumit moment care și pică pe perioada documentului descoperit de dumneavoastră spune așa, Răuță, că într-o zi era acasă, o să poate stabilim un pic și ce însemna acasă din momentul în care defectai dincolo de cortina de fier. Era acasă, la un moment dat o mașină i-a blocat accesul către garaj. S-a dus să lămurească problema, era o stradă mică, nu era încă vecin cu Pacepa în perioada aia, mai târziu a fost, și din mașina respectivă a coborât un individ cu aspect italo-american, ca în filmele cu mafioți, s-a apropiat de el, de poartă, băga mâna sub haină, un gest care i-a sugerat lui Răuță că ar fi vrut să scoată un pistol. Răuță a închis repede poarta, după care mașina respectivă a dispărut. Iar a doua tentativă a fost mult mai târziu, când Pacepa era și el fugit și la un moment dat, prin intermediul unei menajere, atât domiciliul lui, cât și al lui Ioan Mihai Pacepa, domicilii confidențiale, au fost descoperite. Nu e exclus, pentru că, să reținem, documentul pe care îl publicați este datat imediat, deci exact în ajunul defecțiunii lui Pacepa, ajunul fugii lui Pacepa, documentul este, într-adevăr, să spun, declarația este dată după defecțiune, dar faptele relatate în acel document sunt înainte de momentul iulie 1978, când fuge Pacepa la americani. Așadar, e posibil ca această prima tentativă să fie avut loc prin intermediul agentului Felix. Felix era foarte greu de contactat și se spune foarte limpede acolo că aveau și o soluție de rezervă, de urgență, un număr de telefon la care să-l caute, dar asta în situații excepționale, în situații de forță majoră, și s-a dovedit că totuși acel telefon a funcționat. Numai că întrebarea este cât din ceea ce a spus Felix după aceea a fost valabil, în sensul că, într-adevăr, a reușit să contramandeze acțiunea de lichidare a lui Răuță la timp. Aici de la mulți ani după Revoluție m-am putut întâlni cu Răuță, demonstrează că n-a avut efect. Nu, da, e foarte posibil ca gruparea pe care Felix o contactase și cu care făcuse înțelegerea pentru a-l lichida pe Răuță să fi făcut o mică tatonare, să vadă exact unde e domiciliul celui visat, să vadă ce posibilități de a-l lichida există și așa mai departe. Că nu cred că se duce cineva din start cu o țintă directă și asasinat din prima. Nu, probabil că a fost tatonat, s-a văzut exact care e situația la domiciliu și ce, și dacă. Și poate fi și o operă de intimidare inițială.